Anunț important pentru absolvenții promoției 2019. Elevii care nu au deocamdată perspective primesc o mână de ajutor de la AJOFM. După terminarea studiilor, aceștia trebuie să se prezinte la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile. Îi rugăm pentru că după, după terminarea acestor 60 de zile putem să-i luăm în evidențele noastre, dar ei sunt șomeri... Uh, uh, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și nu șomeri în plată, cu indemnizația de plată. Atragem atenția că, începând cu data de 30 mai, se pot înscrie la noi în evidenție. Absolvenții vor beneficia de servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare. Totodată vă facem cunoscut că specialiștii din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, funcție de protocoalele încheiate cu inspectoratele școlare și cu liceele, de, cu liceele din Botoșani, fac o campanie agresivă pentru ca absolvenții de liceu, de școală profesională și chiar de 10 clase să-și cunoască drepturile pentru ca în termen de 60 de zile să depună uh actele necesare în scrierii. Pentru a se înregistra în evidențele AGOFM, absolvenții trebuie să se prezinte la sediul agenției cu actul de identitate, în original și copie, actele de studii și de calificare sau adeverința din care se rezulte data absolvirii, în original și copie, și o adeverință medicală din care se rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă, orică nu are restricții medicale.